Hai, moderatorul unui eveniment cu o temă provocatoare, om versus tehnologie, cu participanți invitați din diferite zone, autorități, ONG-uri, antreprenori, instituții. Cum a fost? Fain. A fost interesant, captivant. Cumva, nu știu când au trecut cele două ore sau nici nu știu. Aproape trei. Aproape trei. A fost și e un subiect care e interesant și e interesant și pentru mine. Eu sunt un om cumva pasionat de tehnologie. Ei, ai ridicat mingea la fileu. Tu care ești un om cu înclinație către soft, către, nu știu, lucruri, așa cum spuneai, tehnologie, programe, dezvoltare, cum ai văzut acum și din perspectiva celorlalți care lucrează în domenii în care factorul uman încă contează? Încurajator. Factorul uman, evident că nu-l scoate. Nu o să scoate niciodată, pentru că exact cum spunea și Doru la final, până la urmă, oamenii vor fi cei care vor programa, cei care vor depana. Deci factorul uman nu putem să-l scoatem, dar este fain și este interesant că mediul de afaceri, că e privat, că e de stat, că sunt instituții, încep să accepte tot mai mult ideea de tehnologie și de a trece tot ce se poate trece în partea asta de tehnologie. Practic, conferința deschide noi orizonturi, încurajează și motivează. Cu siguranță și cu siguranță deschide următoarele discuții, pentru că, așa cum s-a văzut, finalul era să mai deschid să înceapă o altă conferință. Și să înceapă o altă conferință încă, cât am zis, două ore sau trei? Oricum, felicitări pentru faptul că ați moderat, că ați rezistat și că ați reușit să mediați foarte bine opiniile invitațiilor voștri. N-a fost greu pentru că invitații noștri au fost la înălțime și nu, n-a fost nimic greu, a curs de la sine. Felicitări! Mersi încă o dată!